Exodul, capitolul 8, versetul 1. Domnul a zis lui Moise, du-te la Faraon și spune-i, așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, am să aduc broaște pe toată întinderea țării tale. Râul va mișuna de broaște, ele se vor sui și vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit și în patul tău, în casa slujitorilor tăi și în casele poporului tău, în cuptoare, în postări de frământat pâinea, bancă broaștele se vor sui pe tine, pe poporul tău și pe toți slujitorii tăi. Domnul a zis lui Moise, spune lui Aron, întinde-ți mâna cu toiagul peste râuri, peste pâraie și peste iazuri, și scoate broaște din ele peste țara Egiptului. Aron și-a întins mâna peste apele Egiptului și au ieșit broaștele și au acoperit țara Egiptului. Dar și vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor. Au scos și ei broaște peste toată țara Egiptului. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și a zis, rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu, și am să las pe popor să plece, să aducă jertfe Domnului. Moise a zis lui Faraon, hotărăște-mi când să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi și pentru poporul tău, ca să îndepărteze broaștele de la tine și din casele tale. Nu vor mai rămâne decât în râu. El a răspuns, mâine. Și Moise a zis, așa va fi, ca să știi că nimeni nu este ca Dumnezeul nostru. Amin. Vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii din Cluj, din partea Bisericii Albinii, unde slujesc alături de frații pe care îi cunoașteți, cu care v-ați întâlnit mai des aici. Fratele Mitru Moldovan mi-a zis că vine aseară, nu știu fost, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Cred că v-ați bucurat și uite că a venit timpul ca să împărtășim din Scriptură câteva gânduri. Vreau să vă spun că în timpul rugăciunii Domnul mi-a arătat o broască, de aceea am și citit textul acesta, nu de alta, mi-a arătat că era o broască și broasca asta era întinsă spre o mână, o mână de om, era o mână albă și diavolul încerca prin acest duh puternic să abată de la slujire pe unii dintre noi, dintre cei care suntem aici. M-am rugat, am primit lumină să mă duc pe linia aceasta, să vorbesc despre broaștele lui Faraon. Haideți să ne uităm și în Apocalipsa, în capitolul 16. Uitați-vă ce spune în versetul 13, ca să vedem că Biblia aseamănă broaștele cu niște demoni. Apocalipsa 16 cu 13 spune așa, apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos. Deci observați că aici e o trinitate al nelegiuirii, e balaurul, fiara și prorocul mincinos. Exact cum există Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, diavolul are trei aici, balaurul, fiara și prorocul mincinos. Și spune, din gura lor au ieșit trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împăratului pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari. Deci observați că Biblia aseamănă duhurile rele cu niște broaște. De aceea haideți să ne uităm puțin în Scriptură, să observăm urgiile pe care Dumnezeu le-a îngăduit peste Egipt și să observăm aceste broaște ale lui Faraon pe care diavolul încearcă să le arunce și în bisericile noastre și să ne oprească de la slujire. Haideți să vedem mai întâi, în Exodul, în capitolul 3, ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat în Exodul, capitolul 3, a avut loc întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu. Vom merge mai mult pe text, o să vedeți imediat, dar când o să apară prima dintre aceste broaște, primul dintre aceste duhuri, o să vă semnalez în text și o să discutăm puțin despre aceste atitudini, despre aceste duhuri, despre acești demoni care încearcă să ne abată de la slujire. În Exodul, în capitolul 3, Moise se întâlnește cu Dumnezeu. Este o întâlnire minunată,
primul lucru din această întâlnire, primul pas este apropierea omului. Uitați-vă la Moise că trece dincolo de obișnuit. Versetul 1 spune că el păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului, și odată s-a întâmplat ceva. A vrut să mâne turma până dincolo de pustie și acolo a ajuns la muntele lui Dumnezeu. E primul pas al întâlnirii cu Dumnezeu și anume apropierea omului dincolo de obișnuit. Al doilea pas are loc aici în Exodul, în capitolul 3, revelarea de sine a lui Dumnezeu. Dumnezeu începe să vorbească cu Moise din mijlocul rugului, îi pronunță numele, îi știe numele și știe viața, știe trecutul lui și știe viitorul lui, știe totul. Credeți că Dumnezeu știe totul despre noi? Amin. Lăudat să fie Domnul! Amin. Domnul știe totul despre noi, să știți, știe totul. Mi-amintesc că în Cluj era un frate cu numele de Dascăl, era socrul fratelui Gicu Stan și omul acesta povestea modul în care el s-a întors la Dumnezeu. Spunea el, mă duceam cu vitele pe câmp și așa de bun țintaș am devenit, eram stângaci, spunea el, așa de bun țintaș am devenit pentru că în fiecare zi eu cu mâna stângă loveam tot felul de ținte. Am devenit un foarte bun țintaș, puteam să nimeresc un fir de ață dacă l-agățam undeva și mă lăudam cu lucrul acesta. Și într-o zi mi-a venit gândul să mă duc în Biserica Pocăiților și cu o piatră pe care o voi găsi eu să fie netedă, să fie așa cum îmi doream eu, să o pun în buzunar, să scot la un moment dat, să lovesc pe cel care conduce, pe pocăiți și să fug afară și să fac deranj. Zice, spunea el, fratele, așa mi-a pus diavolul în minte să fac, dar Dumnezeu, chiar și din ceea ce diavolul a pus în mintea mea, a făcut un lucru bun, că m-a mântuit, m-a pocăit, m-a salvat. Zice, am ajuns în biserică, pocăiții se rugau. N-am știut pe care să-l lovesc și am zis în mintea mea, lasă că s-o ridica ei de pe genunchi și cine o să vorbească acolo în față, pe ăla lovesc. Și acum, interesant, s-au ridicat toți de pe genunchi, o fetiță, avea, nu știu, 7, 8, 10 ani, cât avea, o fetiță. S-a dus în față și i-a spus ceva la ureche la fratele care conducea. Și fratele o ridică și o pune pe masă, atunci nu erau amvoane așa înclinate cum e acesta, atunci erau mese, masa pe care se punea Biblia și pe care se puneau Sfintele Taine la cina Domnului. O ridică pe fetiță și o pune în picioare pe masă și fetița începe să vorbească prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mai credem noi azi că există proroci, oamenii al lui Dumnezeu? Credem, fraților, că Dumnezeu lucrează. Dar ascultați ce minunat a lucrat Dumnezeu printr-o fetiță. Că Domnul lucră prin cine vrea, când vrea și cum vrea. Lăudat să fie El. Își întinde fetița degetul și zice, cât despre tine, care ești acolo în spate pe ultima bancă, care ai o piatră în buzunarul stâng și ai venit aici să faci deranj. A venit vremea, zice Domnul, să mă întâlnesc cu tine și să mă cunoști. În momentul acela, zice fratele, am început să tremur, mi-am scos piatra din buzunar, nu mai puteam eu să lovesc deloc, dar nici nu mai aveam în gând să lovesc, dar tremuram ca varga. Dumnezeu știa inclusiv că stângat și că mi-am pus piatra în buzunarul stâng. Și în momentul acela am început să strig, da, există Dumnezeu, Dumnezeu în mijlocul vostru și eu mă pocăiesc și mă întorc la Dumnezeu. Mare Dumnezeu care face minuni, fraților. Dumnezeu cunoștea numele lui Moise, Dumnezeu cunoștea viața lui Moise, știa că 40 de ani i-a petrecut în Egipt, știa că încă 40 de ani Moise i-a petrecut pe câmp, cu vitele, cu oile, ca să le pască, știa că omul acesta a ajuns în momentul ăsta al dezbrăcării totale de sine, să mâne turma până dincolo de pustie, știa că omul acesta este hotărât încă înainte de veșnicie, ca să fie liberat. Liberatorul poporului său știa totul Dumnezeu și de aceea din mijlocul rugului, dintr-o tufă care ardea și nu se mistuia, Moise aude, Moise, Moise,
Cine mă strigă? Cine e acesta? Este Dumnezeu care îți cunoaște numele. Este Dumnezeu care îți cunoaște trecutul. Poate că or fi între noi unii care vor spune în felul următor: eu m-aș pocăi, m-aș întoarce la Dumnezeu dacă Domnul Hristos mi-ar vorbi, mi-ar pronunța numele, mi-ar vorbi într-un mod mai dramatic, mai personal. Dar uite că Domnul Iisus vorbește și astăzi. Dacă Domnul alege să-ți pronunțe numele, asta e problema Lui. Dar să știți, fraților și surori și iubiți prieteni și iubiți tineri, că Domnul Dumnezeu ne pronunță numele. Știți cum? După ce a vorbit în vechime prin proroci, în multe feluri și în multe chipuri, spune Evrei 1:1, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, care e închipărirea ființei Lui, slăvit să fie Domnul. Acesta e Fiul care face curățarea păcatelor, care face vindecarea bolilor, care face eliberare de demoni. Acesta e Fiul lui Dumnezeu. Mai mare minune decât să-ți pronunțe Domnul numele este să-ți ierte păcatele, este să te vindece de bolile tale, este să te elibereze de stările tale, lăudat să fie Domnul nostru. Și l-avem aici pe Moise care se întâlnește cu Dumnezeu. Primul pas, spuneam, apropierea omului, se apropie și nu oricum. Moise, da Doamne, aruncă-ți încălțămintea din picioare. Dar de ce? Știi ceva? Vreau să mă revelez, vreau să-ți vorbesc cine sunt. Te rog, vorbește-mi, Doamne, cine ești Tu? Știi care-i problema, Moise? Să știi că eu sunt Duh. Uite-te că rugul ăsta nu se mistuie, așa-i Duhul meu, care arde, care-i foc și care nu mistuie. Nu mistuie, că așa-i Duhul meu. Și să știi, Moise, că eu sunt Duh. Moise, să știi că eu sunt Sfânt. Focul arde pentru că trebuie să mistuie tot ce e rău, dar ceea ce este bun, aurul credinței, rămâne, pentru că eu sunt foc și eu sunt sfânt, zice Domnul. Lăudat să fie Domnul! Avem un Dumnezeu care e sfânt, fraților, și nu-i de trei ori sfânt. E sfânt, 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 sfânt! Așa se cântă și așa se strigă în cer. Domnul nostru este sfânt, lăudat să fie numele Lui! Și apoi vorbește Dumnezeu cu Moise și spune: știi ceva? Eu sunt și omniscient, atotștiutor. Eu cunosc necazurile copiilor lui Israel din Egipt, să știi. Eu vreau să mă cobor, să le cercetez necazurile lor, durerile lor. De ce, Doamne? Pentru că eu le cunosc, eu cunosc, eu sunt atotștiutor. Dar mai mult, Moise, știi care e problema? Eu sunt atotputernic, eu pot cu mână tare și cu braț întins să vă scot din cuptorul de foc al Egiptului. Cine poate să meargă să scoate pe cineva dintr-un cuptor de fier, dintr-un cuptor de foc? Nimeni, nimeni, nimeni în lumea aceasta. Dar Domnul nostru are putere în cer, pe pământ și sub pământ, lăudat să fie El. El are toată puterea. Și a început să-i spună lui Moise: auzi, Moise, mai am un nume. Și știi ce înseamnă numele meu? Numele acela e nepătruns, e nepătruns. Nu poți să ajungi odată să zici: gata, îl cunosc pe Dumnezeu, îl pun într-o cutie, ăla nu-i Dumnezeu, acela idol, cum s-a citit în Psalmul 115. Moise, eu sunt cel ce sunt, Moise. Dacă în istoria acestui pământ, și vedeți, fraților, mai sunt oameni cu probleme. Am întâlnit odată unul care era bolnav de cancer și a zis: de când l-am făcut pe Domnul Dumnezeu Domnul cancerului meu, auzi? I-a dat un nume nou, Domnul cancerului meu, așa i-a zis lui Dumnezeu. Zice: de atunci nu mai am cancer, zice, viața mea e ca în cer, auziți? Și era un frate baptist și m-am mirat de el. Pentru că, vedeți, asta înseamnă: eu sunt cel ce sunt. Dumnezeu nepătruns, îl faci Domnul căruciorului tău, îl faci, așa îl faci. Zici: Doamne, dacă Tu aici m-ai pus, slăvit să fie numele Tău, Te-am făcut Domnul căruciorului, îi dai un nume nou.
Doamne, te fac Domnul, Dumnezeul problemei mele. Și Dumnezeu numai vezi că începe, începe, încet, încet. Ori o schimbă pe ea, ori te schimbă pe tine. Dar oricum nu rămân lucrurile așa cum sunt. Pentru că tu nu mai poți, tu poți să cazi în depresie, tu poți să cazi cine știe în ce descurajare, în ce deznădejde. Ori te schimbă Dumnezeu pe tine, ori schimbă problemele. Dumnezeu nu lasă lucrurile așa. Pentru că e un Dumnezeu nepătruns și El face lucruri minunate. Slăvit să fie Domnul. Și ne uităm aici, în viața lui Moise. Moise șovăiește, șovăiește, Domnul începe să-l transforme, transformă văzul, auzul, inima, până la urmă trebuie să transforme și familia, că avea probleme și în familie, și Moise pleacă la Faraon. Și are loc prima întâlnire dintre Moise și Faraon în Exodul, în capitolul 5. Uitați-vă ce se întâmplă aici. Moise și Aron s-au dus la Faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Versetul 2. Faraon a zis, cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Știți ce înseamnă asta? Prima broască a lui Faraon, primul duh pe care faraonul veacului acestuia încearcă să-l arunce în viețile noastre este duhul slujirii interzise. Slujire interzisă. Cine-i Domnul? Dar cine-i Dumnezeu? Eu nu las pe copilul Israel să plece, eu nu fac lucrul acesta, că nu vreau, eu nu-L cunosc pe Dumnezeu și eu nu vreau să fac lucrul acesta. Vedeți? E slujirea interzisă, slujirea interzisă. A fost pe vremea comunismului și știm cu toții și aici ați avut voi probleme și am avut noi în alte părți. Bineînțeles că eu am prins sub comunism nu mult, aproape 10 ani. Dar mai țin minte și acum cum erau rugăciunile acelea de la Demisol. M-am născut în Câmpia Turzii, am crescut într-o biserică vie, într-o biserică bună, într-o biserică a lui Dumnezeu, dar erau interzise adunările, întâlnirile noastre. Au venit comuniștii și unul de la primărie, care era mai mare acolo, a dat o dispoziție pentru că noi, ca pocăiți, am încercat să facem biserică un pic mai mare, că erau mulți. Ei n-au aprobat decât un proiect mic de tot, mic de tot. Și frații au încercat să facă un pic mai mare proiectul. Și imediat domnul de la primărie a dat dispoziție și s-a ras tot până la fundație. A rămas numai demisolul și acolo ne adunam într-un demisol pe care curgeau transpirațiile, uite așa, pe pereți și erau niște beculețe mici cu baterii de 4,5 și asta era închinarea și era o slujire interzisă. Atunci eram în timp de slujire interzisă, dar să știți că Dumnezeu lucra cu semne și minuni. Eu țin minte că eram copil, fratele Sile Lăzăreanu, care a umblat în toată țara și unii din cei bătrâni l-ați știut, l-ați cunoscut. Omul acesta a fost vindecat de Dumnezeu în timpul unei rugăciuni. Așa ca și fratele a venit, a trebuit să-l aducă cineva pe sus, atunci nu avea căruți cu rotile, l-a dus nevasta cu osanie, l-a tras, era iarnă, l-a dus până în fața bisericii, doi oameni l-au luat, l-au adus în față, acordionul roșu, îl țin minte și acum, cânta. Și în timpul unei rugăciuni s-a coborât Duhul Sfânt. Și în timp ce omul acesta se ruga și biserica se ruga, dar să știți că biserica a stat în post înainte, a stat în post pentru că fratele Sile a venit și a zis, dacă Domnul vrea să mă vindece, ce evangelizare se va face, că toți mă cunosc din oraș, poate că Domnul mă vindecă, haideți fraților și toți, rugăciune, post. Și în timpul unei rugăciuni, frații l-au auzit pe Sile că strigă, aleluia, striga mai tare, aleluia. Când s-a uitat, ologul nu mai stătea pe scaun, era în picioare. L-a întărit Duhul lui Dumnezeu, s-a ridicat pe picioare. Biserica mai tare s-a rugat, clocot în biserică, strigă-te în biserică. Ologul a început să fugă pe culoar și să strige, Iisus m-a vindecat, mărit să fie Domnul. Și când s-a terminat seara aceea de rugăciune, stăteau acum încurcați, soția și cu soțul, în fața săniei. N-o Sile, ce facem cu Sania? Auzi, ca să se vadă slava lui Dumnezeu, suie-te pe Sanie și te duc eu acasă. Și-o logul și-o dus nevasta cu Sania acasă, auziți?
Mergeau după ei ortodoxi, catolici, își făceau cruce. Martori al lui Jehova erau pe acolo vecini, lângă biserica din Câmpia Turzii. Ascultați-mă, Dumnezeu când face o minune, nu o face în mod gratuit. Odată o face pentru slava lui și nu pentru a oamenilor. Și al doilea lucru, pentru că el are un scop, are niște planuri. S-au pocăit în anul acela vreo 40 de oameni. Pentru că au văzut minunea lui Dumnezeu, fraților. Slăvit să fie Domnul! Uitați-vă, slujire interzisă! Faraon zice, mergeți la cărămiz, vă dau de lucru. Slujirea e interzisă. Și acum vin la noi, pentru că să știți că și nouă ni se aplică, cam un mai stă comunistul cu pistolul la capul tău sau cu bastonul să te bată sau să-ți facă amendă. Nu mai stă. În Biblie scrie că Domnul prin Moise a spus în felul următor, 6 zile să lucrez, a 7-a să o ai de odihnă. Dar noi, ca să câștigăm mai mult și mai mult și mai mult, nu mai lucrăm 6 zile și a 7-a, lucrăm 7 zile, după aia încă 7, după aia încă 7, după aia încă 7 și nu ne mai omoară nimeni cu pietre, că ne omorâm singuri, să știți. Vine broasca asta a slujirii interzise, duhul ăsta rău și ne chinuie, să știți, ne chinuie. Și știți care e problema? Am crescut în familii de proroci, în familii de văzători, în familii de conducători de adunare, în familii bune, în familii cu mari experiențe cu Dumnezeu. În timp, tot practicând, și nu facem lucruri rele, că lucrăm, nu lucrăm, și lucrăm lucruri bune. Dar tot la lucru, tot la lucru, tot la lucru. Deja uităm gustul bun al cântărilor, gustul bun al întâlnirilor de la casa lui Dumnezeu, uităm cuvântul lui Dumnezeu, ne mai aducem așa aminte câteodată de El și ne răcim tot mai tare, tot mai tare. Și inima noastră devine ca o piatră, fraților. Și Dumnezeu trage un semnal de alarmă. Cu ce suntem noi mai diferiți de animalele din pădure? Și ele se duc să-și facă rost de mâncare la copii. Și noi facem la fel. Animalele din pădure își fac adăpost la puilor. Și noi facem la fel. Haideți să fim un pic mai sus de ele. Noi, prin definiția noastră, și uitați-vă în orice dicționar, fraților și surori, în limba greacă, antropos, adică om, înseamnă privitor în sus. Mai mult decât orice animal de pe planetă. Dumnezeu ne-a dat rațiune, dar Dumnezeu ne-a dat inimă. Și noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să ne închinăm în duh și în adevăr. Domnul să ne ajute. Se spune că într-o cafenea erau niște băieți, pe timpul comunismului, niște băieți îndoctrinați și ei cu ateismul și cu marxismul și cu toate formele astea de ateism care erau atunci, cu leninismul și așa mai departe, și un bătrânel la o măsuță și-a plecat cu evlavie capul și a început să se roage. Și s-a rugat. Și după aceea a stat jos și a cerut de la doamna un suc, un pahar de apă, ceva a cerut, o prăjitură. Și erau câțiva băieți acolo lângă el și se uita la el. Ce, domnule, zice, și noi am mâncat aici prăjitură și am băut suc, dar niciunul nu ne-a mânecat. S-a uitat bătrânul la ei și le-a zis, mă băieți, zice, exact ca și voi, am acasă 5 purcei, ăștia nu se roagă și nu se neacă niciodată. Ca și voi, ca și voi. Cu ce suntem noi mai diferiți de animale, fraților și surori? Pentru niciun animal din lume n-a venit Iisus să moară. Pentru nicio stea de pe cer, pentru niciun înger, pentru niciun serafim, pentru niciun heruvim, Iisus Hristos a coborât în lume să moară pentru mine și pentru tine. Lăudat să fie numele lui Iisus. Asta l-a făcut pe Martin Luther când a citit istoria asta minunată a mântuirii, a jertfirii sângelui lui Hristos. L-a făcut să sară de bucurie și să strige în limba germană, pentru mine, pentru mine, pentru mine, că a știut că a venit cineva din cer pentru el să moară. Domnul meu în infinit multe stele ține, pentru cine le-a zidit decât pentru mine?
Din neant când le-a chemat, Domnul mult s-a bucurat, însă viața nu și-a dat decât pentru mine. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Așa că, fraților și surori, haideți să fim atenți la acest demon care ne bântuie viețile noastre și încearcă vrăjmașul să ne dea de lucru. Uitați-vă aici, versetul 8 din capitolul 5 din Exodul. Să le cereți același număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte. Să nu scădeți nimic din ele, că sunt niște leneși. De aceea strigă mereu, haidem să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Dar ce, fraților și surori, slujirea credeți că e pentru leneși? Să te rogi, trebuie să fie pentru leneși, să cânți, să predici, e pentru leneși niciodată. Dar așa a înțeles și așa înțelege diavolul. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Asta a vorbit omul acesta, dar a văzut imediat, n-o trecu mult și și-o da seama că Dumnezeu nu-i nălucă. Dumnezeu nu-i nălucă. Dumnezeul nostru este viu. Amin. Și e lucrător. Și s-a întâmplat că a mers Moise înapoi la Dumnezeu, că până la urmă asta înseamnă o slujire, te duci, vorbești cu Dumnezeu, vorbești oamenilor, vorbești lui Dumnezeu despre oameni, vorbești oamenilor despre Dumnezeu și tot așa, asta înseamnă slujire. Și merge Moise și zice, Dumnezeule, ce să mă fac? Știi ce să te faci? Să stai în ascultare, că eu te iau în primire. Dumnezeule, dar uite ce a zis Faraon, nu contează, stai liniștit. Și imediat începe primul semn, prima urgie pe care o îngăduie Dumnezeu. Uitați-vă în capitolul 7. Domnul a zis lui Moise, te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Și ce se va întâmpla, Doamne? Știi ceva, versetul 14. Faraon are inima împietrită, nu vrea să lase pe popor să plece. Du-te dis de dimineață la el și trebuie să faci așa. Iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul, versetul 17. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea, ele se vor preface în sânge. Peștii din râu vor pieri, râul se va împuți, așa că le va fi greață egiptenilor să bea din apa râului. Exact așa s-a întâmplat. Știți de ce? Pentru că egiptenii ăștia se închinau la Nil, era Isis, zeița Nilului, la care ei se închinau în fiecare zi. Era Cnum, păzitorul Nilului, la care ei se închinau în fiecare zi. Era Apis, zeul cu coarne de bou, ăsta era iară zeul Nilului și se închinau în fiecare zi. Pentru că de la zeii ăștia considerau egiptenii că atunci când ei se roagă la acești zei ai fertilității, Nilul va trece peste malurile lui, va aduce nămol. În nămolul acela egiptenii atâta făceau, aruncau grâul, treceau cu vitele ca grâul să fie împlântat, plantat în nămolul ăla și după aceea adunau roadele. Asta se întâmpla an de an. Și ei se rugau la zei și se rugau și la Isis, zeița fertilității, și la Cnum, și la Apis, și la alții, ca să le dăruiască mâncare, hrană, că Nilul ei considerau că e un Dumnezeu. Ori vine Dumnezeu și lovește Nilul. Degeaba se roagă egiptenii la zei ăștia, că nu pot să vindece Nilul, niciun zeu nu poate vindeca Nilul. Cel care poate să vindece apele, nu numai din lume, ci și din viața ta, este Domnul Dumnezeul cerului, lăudat să fie numele Lui. Dar observați ce se întâmplă, vin vrăjitorii, încearcă și ei, le reușește, pentru că făceau și ei vrăjitoriile lor. Faraon se împietrește și atunci Dumnezeu zice, nu-i nimic, nu-i nimic, merge mai departe. Și uitați-vă, a doua urgie, urgia cu broaștele. Era o zeiță, Heket se numea, era zeița nașterii și avea cap de broască. Și la asta se ruga fiecare egiptean când soția lui rămânea însărcinată și spunea, dragă zeiță Heket, ajută-m nevasta să nască, îți voi închina copilul ție. Se rugau la broască. Și aici vine Dumnezeu și spune, vă dau broaște să vă săturați de ele. Că vă dați seama egiptenii când vedeau o broască, nu o ucideau, ăștia se închinau la ea, se rugau la broască. Și a venit Dumnezeu și imediat, lovituri, 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 vin broaștele plin de ele. Și eu am un copil, are 5 ani și ceva, și îmi place ca să implantez așa în mintea lui învățătura Bibliei, zic, hai să facem o scenetă. Și apoi ne închipuim noi cum se întâmpla.
Când merge faraon și își deschide cămara ca să-și ia ceva de mâncare, sare o broască pe el. Îi spune o poveste, dar e din Biblie. Și merge în postavă să ia pâine, broasca e acolo, domnule, mi-a pângărit pâinea. Merge să fac o baie plin de broște, Doamne ferește, nu pot, ce să fac? Merge în pat să se culce, pe supătură miș una broște, Doamne, uite, dar scrie în Biblie, peste tot erau broaște, extraordinar. Și faraon se sperie, dar știți ce e foarte interesant aici? Merge Moise la el și spune, auzi, eu am putere din partea lui Dumnezeu, că așa m-a făcut Dumnezeu, să mă rog, să mijlocesc și să-i spun lui Dumnezeu să îndepărteze broaștele. Când vrei? Faraon zice, nu astăzi, mâine. Păi stai, mă, omule, că până mâine mai este o noapte, ce vrei să faci? Probabil că el vroia să se roage noaptea aia la zeița broască și la toate broaștele astea să tot roage și a văzut că nu-i reușește nimic și a doua zi, dar să stai tu o noapte cu broaștele în pat, să stai tu o noapte cu broaștele în palat, de ce nu o zis acum? Și asta să știți că e viața multora, mai lasă-mă încă o noapte cu păcatul, mai lasă-mă încă o noapte cu diavolul, mă mai duc încă o noapte la distracție, mă mai duc încă o noapte la discotecă, mai trag încă o noapte fumul de țigară, mă mai droghez încă o noapte, mă mai uit încă o noapte la imaginile murdare, încă o noapte și după aceea voi vedea. Și ești sigur tu că mâine mai trăiești, că mâine mai este ziua ta, ești sigur că Dumnezeu îți mai dă ziua de mâine, Domnul vorbește și spune, acum este ziua mântuirii, acum e clipa împăcării tale cu Dumnezeu, Doamne cercetează-ne la aceasta. Și a doua urgie. Faraon se tot împietrește, până la urmă ajunge Dumnezeu să-l împietrească, dar imediat urmează a treia urgie. Uitați-vă, tot în capitolul 8, de la versetul 16 în jos, până la 19, păduchii. Era acel Set, zeul deșertului, care spunea că are puterea să facă din nisip tot felul de lucruri. Și uitați-vă ce spune aici. Domnul a vorbit lui Moise, spune lui Aron, întinde stoiagul și lovește țărâna pământului și se va preface în păduc. N-are putere Set, zeul deșertului. N-are putere nici scarabeul, că ei se închinau un fel de gândac la scarabeu. Nici ăsta n-are putere să vă scape, să-i scape pe egipteni. Eu sunt Dumnezeu și eu fac minunea asta. Și imediat se face minunea. Din țărâna pământului apar păduchii și încep să-i mănânce, să-i chinuie pe oameni. Și faraon, spune versetul 19, se împietrește. Uitați-vă a doua broască, al doilea duh care apare acum de la versetul 20 în jos. Imediat Dumnezeu spune, trebuie să lovesc mai tare pe faraon și o să îngădui peste el muștele. Și nu orice muște, muște crinești. Ăstea o să aibă niște mușcături care o să-i chinuie pe oamenii ăștia deosebit de tare. Și ei aveau chiar un zeu, zeul muscă, oamenii ăștia, și se închinau la zeul muscă. Și vine Domnul și spune lui Moise, știi ceva, dis de dimineață, du-te și spune lui faraon, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu, trimit muște câinești împotriva ta. Și faraon zice nu. Și uitați-vă ce spune în versetul 28. Al doilea tip de slujire, slujirea controlată. Faraon a zis, vă voi lăsa să plecați ca să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie. Numai să nu vă depărtați prea mult dacă plecați. Rugați-vă pentru mine. Slujire controlată. Foarte interesant să știți. Uitați-vă, în versetul 25 se apasă în același domeniu, în aceeași direcție, faraon cheamă pe Moise și pe Aron și le spune, duceți-vă de aduceți jertfe Dumnezeului vostru aici în țară. Dar stai că aici în țară sunt muște, stai că aici în țară ești tu, faraoane, stai că aici în țară sunt egipteni și se uită la noi, noi trebuie să ne închinăm într-un mod sfânt, noi trebuie să ne pregătim pentru închinare, noi nu ne putem închina oricum lui Dumnezeu. Nu, stați liniștit, slujirea voastră trebuie să fie controlată.
Și asta să știți că o face diavolul, o face vrăjmașul în dreptul nostru. E a doua broască, al doilea duh al lui Faraon, al viacului nostru, al diavolului, pe care diavolul încearcă să-l arunce în viețile noastre. Să stai în țară, adică să stai aproape de egipteni, să stai aproape de cei netăiați împrejur. Am întâlnit chiar oameni din bisericile noastre care spuneau că menirea noastră și chemarea noastră este să mergem și să-L predicăm pe Dumnezeu în lume. Da, e adevărat, avem asta de la Dumnezeu, Domnul ne-a vorbit. Dar dacă nu ești înarmat din partea lui Dumnezeu, dacă nu ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dacă intri pe un teren controlat și contaminat de vrăjmașul, de faraonul veacului, să știi că poți să fii lovit. Am întâlnit pe unul care spunea odată că el vrea să meargă în biserici de sataniști ca să-i întoarcă la Dumnezeu. Și a devenit satanist. N-a avut putere ca să meargă și să se împotrivească. Sunt oameni care încearcă ei să facă pe grozavi, dar n-au putere pentru că intră pe teritoriul vrăjmașului și sunt loviți. Fiul lui Sceva, spune fratele Eliu. Și așa este. Era în Cluj un frate solid, mare. La ce te duci tu cu puterea mușchilor și cu mărimea trupului în fața demonilor? Că n-ai șanse, nu poți să faci nimic în fața demonilor. L-a însoțit, este un frate, încă mai trăiește, are 80 și ceva de ani, lângă Cluj, la vreo 15-20 de kilometri, fratele Andrei. Și fratele ăsta, Andrei, foarte activ și la vârsta asta, se roagă pentru demonizați, pentru oameni cu probleme. Are de la Domnul, nu se teme de demoni, se roagă, Domnul ascultă. Și ăsta solid, o zis, frate Andrei, vin și eu cu tine, că, băi, omule, zice, dar Domnul te-a înarmat, vezi că acolo e teren controlat, cum spunea, slujire controlată, vrăjmașul e pe urmele noastre. Că a fost în Cluj, fac o paranteză, unul care în râvna lui prea mare, că vedeți, de multe ori unii seamănă cu noi când eram copii. Când eram eu copil și voiam să devin om mare, îmi introduceam picioarele în papucii lui tata și papucii erau mari, piciorul meu era mic. Și așa-s mulți astăzi, mulți să știți, încearcă cu mărimea 42 și ei n-au numai 20 sau 25 sau 30. Și încearcă, pentru că au râvnă prea mare, dar n-au ce le trebuie, n-au înțelepciune. Și fratele ăsta, în paranteza mea, spuneam, ia mărturisiri, face ungeri, nu era nici ordinar, nu era nimic, își pune mâinile, mustră duhurile. Și au venit duhurile peste el și l-au ucis, l-au omorât. Închid paranteza. Fratele Andrei se întâlnește cu solidul ăsta și zice, vin cu tine. Mă, omule, dar zice, ești abilitat? Domnul ți-o, dar vezi că e slujirea asta... E controlat aici, în zonă, uite-te, sunt probleme, vin demonii, vin duhurile. La frate zice, uite-te la mine ce solid îs. Pe mine nu mă poate. Treaba ta, zice, treaba ta. S-au dus în mănășturi, era acolo un om, era demonizat, omul era mărunțel tare, tare mărunțel, dar duhurile când intră într-un om îl fac fiară. Cei care aveți timp dintre tine să citiți Moartea unui guru, scrie acolo omul ăsta, când veneau duhurile rele peste el, l-a ridicat o halteră de 100 de chile sau nu știu, l-a ridicat într-o singură mână să o arunce după cineva, pentru că au venit demonii peste el. În Cluj s-au dus cei doi să roage, fratele Andrei și cu solidul ăsta, și când l-a luat demonizatul pe la solid în brațe și l-a dat cu capul de candelabru, și fugit afară, a zis, nu, așa ceva eu nu mai fac niciodată. De ce, vedeți? Diavolul controlează anumite zone. Dacă Dumnezeu îți spune da și spune parafa și spune du-te că sunt cu tine, atunci pot să urle demonii și iadul întreg să se scoale împotriva ta. Tu ești omul lui Dumnezeu, uns de Dumnezeu, aprobat de Dumnezeu și Dumnezeu este cu tine. Amin? Amin. Uitați-vă aici, slujire controlată. Și merge mai departe, faraon tot nu se pocăiește, Domnule, și tot mai tare se împietrește în mintea lui, în gândul lui. Și Domnul zice, da, lasă că o să lovesc și zeița vacă, zeița Hator, așa o chema, o lovesc. Și la capitolul 9, cu versetul 1 în jos, începe lovitura.
Și zice, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Mâna mea, dacă nu lași să plece, va fi peste turmele tale de pe câmp. Cai, măgari, cămile, boi, oi și va fi o ciumă foarte mare. Dar Domnul va face deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor. Nu ascultați-mă aici, că nu a trecut încă COVID-ul ăsta, nu? Virusul ăsta, ciuma asta, că Domnul prin Duhul Sfânt vorbea despre ea. În 2005, o soră care a avut moarte clinică m-a chemat la patul ei, la căpătâiul ei, avea 92 de ani și mi-a zis, zice, roagă-te lui Dumnezeu că mi-a descoperit să te rogi pentru trei lucruri. Să te ferească de o femeie rea și într-adevăr au fost mari bătălii spirituale până Domnul m-a binecuvântat cu o soție credincioasă. După aceea zice, roagă-te să te păzească de ciuma care vine și de războiul care vine. Auziți? Mi-au zis în 2005 o bătrână de 92 de ani care a avut moarte clinică și zice, eu mă duc și te aștept pe muntele Sionului și tu du-te în ogor. Slăvit să fie Domnul pentru astfel de oameni. Și uitați-vă aici, cine este cel care poate să controleze ciuma? Fraților și surori, nu virus fabricați nu știu pe unde prin China, că nu știm dacă e așa, Domnul știe dacă e așa. Uitați-vă aici la degetul lui Dumnezeu care poruncește la niște virus. Măi, dar vaca e la fel, și al lui evreu, și al lui egiptean, nu contează. Tu, virusule, te duci la egiptean și omori vaca, domnule. Să umflă și moare. Dar la evreu, nu, nu. Un virus inteligent care știe de ce să se atingă și de ce să nu se atingă. Asta e minunea lui Dumnezeu. Și credeți că Dumnezeu în epoca asta nu e același? Ba da, slăvit să fie Domnul. Și El, dacă a încercat și a căutat să îngăduie peste tine virusul ăsta cu COVID-ul, asta poate a vrut să te pocăiești. Dar dacă pe alții nu i-a încercat cu virusul acesta, a fost bunătatea Lui. Așa că slăvit să fie Domnul și pentru cei încercați și pentru cei neîncercați. Dumnezeu controlează totul, lăudat să fie El. Uitați-vă aici, lasă pe popor să plece. Nu las. Și atunci Domnul imediat îngăduie, vitele încep să moară, oile, măgarii, boi, cămile, tot. Și se întâmplă cea de-a șasea lovitură, de la versetul 8 în jos. Domnul a zis lui Moise și lui Aron, umpleți-vă mâinile cu cenușă, Moise s-o arunce spre cer, se preface în țărână, acoperă toată țara Egiptului și uitați ce spune aici. Și va da naștere pe oameni și pe dobitoace la niște bube pricinuite de beșiți fierbinți. Extraordinar, și aici, alt virus. Virusul ăsta cunoaște care-i egipteanul și care-i evreul. Pe evreu nu-l lovește, pe egiptean îl lovește. Minunea lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, fraților. Pentru că Domnul a vrut și aici să se judece cu Isis, zeița bolilor și cu zeul ciumelor și cu zeița vindecărilor. Că astea le aveau ei și se războia Dumnezeu, așa a și spus, se războia cu zeii Egiptului. Și s-a întâmplat, uitați-vă de la versetul 13 în jos, a șaptea urgie, de la 13 în jos, piatra și focul. Și aici deja avem a treia broască, al treilea duh rău care diavolul încearcă să-l arunce și în viețile noastre. Se scoală Moise, ridică mâinile spre cer și Dumnezeu, uitați versetul 23, ridică toiagul spre cer și Dumnezeu trimite tunete, piatră, cădea foc pe pământ, piatra a bătut peste țara Egiptului și asta s-a întâmplat acolo. În Gosen, uitați-vă, versetul 26, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatra. Dar priviți la versetul 28, rugați-vă Domnului, a zis faraon, ca să nu mai fie tunete și piatră. Și vă voi lăsa să plecați și nu veți mai fi opriți, spune aici, nu veți mai fi opriți, vă voi lăsa să plecați. Și aici, fraților și surori, mergem spre capitolul 10 și uitați-vă cel de-al treilea semn, cea de-a treia broască, în cadrul lăcustelor, Domnul trimite lăcustele, suflă un vânt și le aduce. Și uitați-vă versetul 11, ăsta e groaznic să știți. Faraon le-a zis, duceți-vă voi bărbații și slujiți Domnului, căci așa ați cerut. Adică,
Slujire fără familie. Te duci fără nevastă, te duci fără copii și slujești lui Dumnezeu. E ok, e foarte bine și diavolul poate să vină și să-i amăgească pe unii și să le spună, păi nu scrie în Biblie, că dacă unul din cei doi e omul Domnului și copiii sunt considerați sfinți și nevasta e considerată sfântă, dar dacă vine răpirea, oare mai sunt considerați sfinți? Nevasta, o duce Domnul sau nu o duce Domnul? Și atunci vedeți care e capcana. Slujirea fără familie. Mergeți și slujiți lui Dumnezeu, orică e bărbatul, orică e soția, nu contează, Dumnezeu e bun și din cauza lui îl ajută și pe celălalt. Să fim atenți, fraților. Noi trebuie să slujim lui Dumnezeu așa cum a zis Iosua. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Și așa cum a zis Moise, nici măcar o unghie nu trebuie să rămână în Egipt. Noi trebuie să plecăm toți să slujim pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Erau problemele acelea mai de mult cu televizorul. Acum nu mai este, că avem pe telefon tot ce ne trebuie. Ăsta e mai ticălos de multe ori ca 1000 de televizoare, telefonul. Dacă îl folosim corect și bine, nu-i problemă. Dar dacă nu, e mare problemă. Era pe timpul comuniștilor, erau discuțiile alea mari cu televizorul și la o soră de lângă Cluj, la sora Savetă, care era și vas de lucru, copiii s-au dus la vecini, la televizor. Au venit acasă, mă, unde ați fost? Am fost la televizor. Mă, nu mai mergeți, mă. Iară s-au dus. Iar au venit, iară s-au dus, iară s-au... Și gata, oamenii vorbeau, uite pocăita, uite prorocița. Era o blamă, era o hulă pe lucrarea lui Dumnezeu. S-a supărat sora și a zis, măi, dacă mai mergeți acolo, eu mă rog lui Dumnezeu să-i trăznească televizorul la vecin. Și zice, că ziua în amiaza mare, n-a fost ploaie, n-a fost nimic, n-a fost nor, o am pe sora filmată, că am grijă de frați ăștia bătrâni, îi adun în arhivă, în memorie. Spunea, zice, ziua în amiaza mare, un trăznet direct până acolo, zice, i-a crăpat și peretele la vecinul și i-a distrus și televizorul. Și au zis către copii, dacă mai mergeți acolo, o să vă trăznească Dumnezeu pe voi. Deja s-o speria, nu mai mers. Fraților și surori, să fim atenți, să fim atenți. Ăsta e un aparat bun, spuneam, un aparat bun, dar are mari probleme dacă nu-l știi întrebuința. Și focul îți oferă mari probleme dacă nu-l știi întrebuința. Și o bombă, și un cuțit, și toate lucrurile astea periculoase. Dar dacă folosești așa cum trebuie un cuțit să tai pâinea cu el, extraordinar, e foarte bine. Așa și cu telefonul ăsta. De aceea să știți că un lucru foarte important atunci când mă întreb, mă, oare-ți robul telefonului sau nu? Un lucru foarte important este să mă gândesc cât timp petrec cu telefonul și cât cu Domnul. Pe genunchi, cu Biblia, cu cântarea de laudă și atunci o să-mi dau seama dacă sunt dependent sau nu de telefon. Și sunt și altele, dar asta e altă discuție. Uitați-vă, slujire fără familie. Vin lăcustele peste țară, lăcustele mănâncă tot, macină tot, e plaga a opta. Ce să fac? A, mergeți, e plaga a opta, lăcustele mănâncă tot, ce se întâmplă? Mergeți, dar cine? Uite, vrem să mergem, ne luăm copii. Nu, copii, lăsați-i aici. Și uitați-vă la altă ticăloșenie a diavolului, pentru că am vorbit de telefon, asta e în familiile noastre, dar uitați-vă ce ne pregătește satana. Deja la noi în țară se luptă politicienii, unii pro, alții contra, cu legile astea. Nu știu cum să le numesc, dar nu-s dumnezeiești deloc, demonice de-a dreptul. Legile astea să introducă educația aia murdară în școli și altele și altele și altele. Și uitați-vă în Europa, tăvălugul acesta al vrăjmașului cu slujirea fără copii, demonul ăsta a făcut ravagii. Lasă-l pe copil să hotărască el. Dar copilul știe să hotărască? Scrie în Biblie... Învață-l pe copil, nu scrie lasă-l pe copil. Învață-l calea pe care trebuie să o urmeze.
Amintiți-vă când plouă și iei, uite așa, o picătură de apă și uite așa ne-o duci unde vrei tu. Așa trebuie să-l duci pe copil să-l întâlnească pe Dumnezeu. Așa cum un pomișor, iei o ramură și o legi, poate, o legi, că ramura aia e strâmbă, nu? Și o legi ca să fie dreaptă sau cum vrei tu, o legi de un par, pui ceva lângă ea și o îndrepți acolo unde trebuie. Așa trebuie învățați copiii noștri ca să-l slujească pe Dumnezeu. De unde să știe ei ce să facă, nu? Pune-i în fața unui copil, am mai zis-o și în altă parte, am auzit-o și eu de la un frate bătrân și mi-a plăcut expresia asta. Copilul tău e bolnav, nu? E bolnav, bolnav grav, are febră. Și tu îi pui în față două alternative. Mă, copile, da, tată, unde vrei să te duc? Să te duc la Iulius Mall, la noi în Cluj, avem Iulius Mall, la distracții pe acolo, cu carusel, cu mașinuțe, cu nu știu ce, sau să te duc la doctor? Păi ăsta când aude de doctor își amintește de injecții, de ace, de medicamente, de nu știu ce, de nu știu ce, vai de mine, nu mă duce la doctor, du-mă dincolo, să-mi iei bomboane și tot felul de distracții, să le am acolo, du-mă acolo! Și copilul tău poate să moară, îl duci acolo, are febră, nu știi ce probleme are, poate a contractat un virus, poate virusul ăla îi mănâncă din plămâni, poate din altă parte a corpului, a organelor interne și tu habar n-ai, dar el a zis, el a ales și tu îi dai drumul pe ce a ales. E corect? Nu-i corect, nu-i corect. Dacă eu aleg ce școală să aibă copilul meu, dacă aleg înainte de școală ce grădiniță, dacă aleg împreună cu el, că deja au crescut, la ce liceu să meargă și apoi la ce facultate, asta mă face responsabil și pentru sufletul lui cu atât mai mult. Pentru că eu vreau ca pruncii mei, copiii mei să ajungă mântuiți în casa lui Dumnezeu. Și atunci nu trebuie eu să-i las pe ei să facă ce vor. Pentru că pământul și copilul lăsat de capul lui aduce rușine. Pământul lăsat de capul lui sau de ce dă acolo aduce buriană. Copilul lăsat de capul lui aduce rușine. Asta este legea, să știți, o lege naturală. O lege naturală. Ce seamănă aceea cu legi. Și dacă pe copiii noștri îi lăsăm. Și vă dau și un exemplu. Eram copil. A venit la noi în vizită un frate din biserică. O a dus cu el pe copilul lui și auzi, noi eram săraci atunci, foarte săraci am fost. Și vine copilul ăsta și zice, uite, vezi banii aici, avea bani. 5 lei sau 10 lei avea, că era hârtie. 5 lei era moneda aia de aluminiu. 10 lei, zice, uite, îți dau 10 lei dacă te arunci sub tren. Auziți? Asta mi-a zis mie un copil de pocăit. Și în timp, eu m-am gândit, dar cum, de-o mă arunc sub tren, mor, cine mai dă banii? Și în timp mi-am dat seama ce se întâmpla în familia aceea. Îl întrebau frații din biserică, pe tata, unde ți-i copilul? Zice, l-am lăsat acasă că trebuie să învețe pentru școală. O trecut un pic de timp, unde ți-i copilul? Zice, acum o termina școala, dar învață engleză, dar unde învață? La filme, eu pus filme să învețe limba engleză, că trebuie să meargă la lucru în Anglia. Copilul lui e la lucru în Anglia și nu e pocăit nici acum, pentru că tata și mama l-au lăsat pe el. Oricând cineva din biserică întreba, zice, frate, copilul tău, cum e cu sufletul lui? O, frate, e prea mic să hotărască el acum, o să crească și atunci o să-și dea seama dacă îl slujește sau nu. Nu așa, fraților, nu așa! Noi trebuie cu toată puterea noastră să-i aducem la picioarele lui Hristos. Am întâlnit un caz, îmi place să citesc și citesc lucruri bune din cele ce mi le dă Dumnezeu, din istoria creștinismului. În istoria creștinismului a existat o mamă care a avut 11 copii. Când vedea că unul din copii creștea deja și trecea de vârsta de 5-6 ani, începea agonia acestei mame. Intra în post, intra în rugăciune și se lupta continuu pentru sufletul copilului. Îl lua deoparte, spunea, mama te iubește, Iisus te iubește, lumea asta te așteaptă, e ca o fiară cu gura căscată, vrea să intri, vrea să te înghită, diavolul vrea să te ducă pe căile lumii, ce alegi? Și copilul îi dădea un răspuns slab, un răspuns sec, fia plângea și se ducea iară la rugăciune și iară postea și iară striga și până la urmă l-aducea la picioarele lui Hristos și la finalul vieții femeia asta a zis așa, am născut 11 copii cu durerea trupului meu,
și i-am născut din nou cu durerea sufletului meu, în agonia sufletului meu, i-am adus la picioarele lui Hristos. De ce? Asta înseamnă, fraților și surori, slujire cu familia. Era o cântare, se cânta când eram eu copil: ești pe calea mântuirii, dar copiii unde-ți sunt? Sunt pe căile pieirii, departe de Tatăl Sfânt. Asta era cântarea și mi-a rămas aici, în minte. Pentru că erau în biserică părinți care plângeau și lăcrimau, copiilor erau pe căile lumii. Dacă ești tată, dacă ești mamă și ești aici, trebuie să simți durere pentru copilul tău. Era în zona Dejului, în Chiuiești, un băiat. Și să fim atenți, fraților și surori, să veghem la pașii noștri pe cale. A fost o prorocie dată pentru tatăl acestui băiat. Din cauza ta, bărbatule, că ești un om care oprești partea orfanului și a văduvei, ești zgârcit din pricina ta, bărbatule, în familia ta, zice Domnul. Asta i-a vorbit-o Domnul acestui tată. În familia ta se va ridica cel care îți va mânca averea. Și s-a ridicat. Și a început să-l fure pe tata. Tata avea multe, avea oi, avea animale multe, avea bani. I-a furat banii din dulap, s-a dus, i-a risipit. I-a luat oile de pe câmp și le-a vândut, domnule. A venit unul cu tirul și le-a încărcat și lui i-a dat banii și a dispărut cu banii. Și-a colindat Europa ca hoț, hoț. Și-a fost trimis în România, închis în Gherla. Și în timp ce el era închis în Gherla, primește o scrisoare de la mama. Vedeți ce înseamnă să fii o mamă sub călăuzirea lui Dumnezeu, să fii un mijlocitor. Și scrie în scrisoare așa: fiule dragă, aș vrea să fiu răstignită pe cruce ca și Iisus, numai să te știu mântuit. Aș accepta cuie, aș accepta să mor pe cruce, numai să te știu întors la Domnul. Asta a fost o săgeată de izbăvire de la Dumnezeu în închisoare. Pentru că îngerii lui Dumnezeu, sângele lui Dumnezeu, sângele lui Hristos nu-i oprit de niște grilaje și de niște porți și de niște uși de fier. Hristos, Domnul, are putere și în închisoare. Tânărul acesta a citit scrisoarea, a început să plângă și a zis: trebuie să mă pocăiesc. A luat Biblia, a citit-o în închisoare, Dumnezeu l-a schimbat, s-a pocăit și acum îl vestește pe Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Slujirea trebuie să fie împreună cu familia. Și trec lăcustele și vine întunericul. Uitați-vă tot în capitolul 10, de la versetul 21. Și uitați-vă un al patrulea tip de slujire, un al patrulea tip de broască, dacă vreți, de duh străin. E slujirea fără jertfă. Slujirea fără jertfă. Uitați-vă aici ce spune în capitolul 10, versetul 24. În timp ce nici nu se vedeau unii pe alții, spune versetul 23, timp de 3 zile, Faraon îl cheamă pe Moise și spune: duceți-vă și slujiți Domnului, să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. Copiii voștri vor putea merge și ei împreună cu voi. Știți ce înseamnă asta, slujire fără jertfă? Îl slujesc pe Dumnezeu eu, dar pormoneul meu nu. Fratele Iosif Trifa are o povestioară frumoasă. Zice că în apa botezului s-a înfățișat unul cu o traistă, o traistă de piele destul de burdușită, și zicea cel care a vrut să-l boteze: dar ce ai în traista asta? Mi-am adus banii să-i botez. Zice: vreau să fiu tot să fie al Domnului. Uitați-vă ce spune în cartea Zaharia, versetul 20 din capitolul 14. În ziua aceea, Zaharia 14:20, în ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăi cailor: sfinți Domnului. Și oalele din casa Domnului vor fi ca potirile de jertfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor. Fraților, să fim atenți. Pe mașina noastră trebuie să scrie sfințenie Domnului. Dar nu mai avem cai. Poate că mai sunt care au și cai. Pe casa noastră, sfințenie Domnului, pe frigider, pe cămară de alimente, pe patul nostru, peste tot, trebuie să scrie sfințenie lui Dumnezeu. Noi dacă îi slujim lui Dumnezeu, îi slujim cu totul, totul lui tot, și Domnul să ne ajute. Și uitați-vă, ultima urgie
E urgia în cadrul căreia Dumnezeu vorbește cel mai frumos despre salvarea noastră. De la capitolul 11 în jos. Este urgia asta a lovirii întâiului născut. Întâiului născut. Și uitați capitolul 12 ce spune. Un miel de fiecare casă. Și întrebarea este în seara aceasta. Ai luat tu pe mielul lui Dumnezeu pentru casa ta? Miei de atunci au fost sacrificați, au dispărut. Dar mielul lui Dumnezeu trăiește veșnic. L-a văzut Ioan în Apocalipsa. Apoi spune aici, să-l păstrați până în ziua 14-a a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara, exact în seara în care Hristos Domnul a murit între cer și pământ. Atunci a fost junghiat mielul. Oare am luat eu jertfa lui Hristos pentru mine? Versetul 7. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Oare ușori ușii a minții mele, a ființei mele și pragul de sus, gândirea mea, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus, gândul smereniei. Oare există sângele lui Hristos aici? Oare mi-a curățat sângele lui Hristos mintea și cugetul meu să ia din sângele lui și să ungă stâlpii și pragul de sus? Versetul 8. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc, s-o mănânce cu azim și cu verdețuri amare, să nu-l mâncați crud sau fiert, ci să fie fript la foc. De ce? Ioan 19:28. Hristos a strigat, mi-e sete. Atât capul, pe cap s-a pus coroana de spini, cât și picioarele i-au fost răpunse, cât și măruntaiele. Psalmul 22:14 spune că se simțea străpuns în măruntaie. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața. De ce? Hristos Domnul a fost îngropat în aceeași seară. Dacă va mai rămânea din el ceva pe a doua zi, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins. Și vine apostolul și ne spune, mijlocul încins cu adevărul. Să aveți încălțămintele în picioare, râvna Evangheliei. Să aveți toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. 600.000 de toiege, fraților. 1.200.000 de picioare încălțate, care stăteau pregătite. 600.000 de brâie care s-au strâns, mijlocul era încins, oamenii erau pregătiți, prin ușa aceea de sânge au ieșit, era noaptea eliberării. Dumnezeu poate să facă astăzi, în seara asta, din noaptea în care te afli, să facă o ușă de sânge și să fii liber, să fie eliberat și familia ta să fie liberă înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. În noaptea aceea îngerul a trecut de la casă la casă, de la ușă la ușă și a lovit cu moartea unde nu era sânge. În noaptea aceasta a lumii, într-o zi, se va auzi o strigare, se va auzi o trâmbiță și va veni mânia lui Dumnezeu peste lumea aceasta. Ești pregătit să scapi de mânia lui Dumnezeu? Vine Domnul și te întreabă cum stai cu broaștele astea ale lui Faraon. Cum ești cu slujirea interzisă? Te-ai dedicat Evangheliei, lucrării lui Dumnezeu? Nu uita că Dumnezeu pe cine îl cinstește, îl cinstește. Cel care umblă cu Dumnezeu și Dumnezeu va umbla cu el. Cel care îl iubește pe Dumnezeu și Dumnezeu îl va iubi pe el. Slăvit să fie Domnul! Slujirea interzisă afară, fraților, slujirea asta controlată, cum spuneam, cu zone interzise, locuri interzise, afară, noi trebuie să umblăm acolo unde este lumină. Iisus Hristos e lumina lumii, Domnul să ne ajute. Apoi afară cu slujirea aceea care spuneam, slujire fără familie, și apoi afară cu slujirea fără jertfă. Noi slujim cu familiile noastre, noi slujim lui Dumnezeu cu tot ceea ce avem și să fie Domnul lăudat pentru toate. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și aș vrea să intrăm într-o rugăciune. Să-i spunem Domnului, Doamne, chiar dacă poate n-ai îngăduit peste mine 10 urgii ca în Egipt, dar poate că inima mea se duce către cea de a 11-a urgie. Știți care a fost a 11-a urgie? Împietrirea inimii lui Faraon. Asta e groaznică.
Faraon și-a împietrit inima, și-a împietrit inima, și-a împietrit inima, și-a împietrit-o. La un moment dat nu mai scrie așa. Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Dumnezeu a împietrit. Asta e a 11-a urgie, cea mai groaznică. Și atunci când ai căzut la 11-a urgie, vin broaștele. Te termină diavolul. Te duce în adânc și n-ai mai scăpat niciodată. Haideți cu seriozitate, o iau pentru mine, o iau pentru familia mea, pentru copiii mei, pentru soția mea. Luați-o și dumneavoastră că e de la Domnul. Dacă vine diavolul și încearcă să-ți interzică, cumva, într-un fel, slujirea, poate erai un predicator și altădată te ridicai și predicai și biserica era în clocot și acum ești căldicel sau rece. Dumnezeu vrea să pui din nou mâna pe Biblie, să te trezești din nou la miezul nopții, să cauți din nou fața lui Dumnezeu, să te închini din nou, așa cum spune cântarea, caut un om, un om în întreaga țară, să iasă noaptea și să se închine afară, să-i vorbesc ca lui Avram prima oară și voia mea să nu-i separ o povară. Asta o caută Dumnezeu de la noi. Doamne, cercetează-ne! Dacă diavolul a venit și a încercat să ne controleze prin aparaturile noastre sau prin alte lucruri, prin resorturile astea din lume, să încerce să-ți aducă că așa e modelul lumii, nu! Noi l-am ales pe Dumnezeu, noi mergem după Biblie, după Biblie s-au orientat generații întregi de oameni și au ajuns în casa lui Dumnezeu în cer, între sfinții lui Dumnezeu. Noi nu acceptăm normele și standardele lumii, noi acceptăm Scriptura și pe Cel care se numește Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Domnul, care vorbește și astăzi prin Duhul Sfânt. Doamne, cercetează-ne și ajută-ne, Doamne, și familia.